Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica pe 8 noiembrie, când sunt prăznuiți Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Dincolo de importanța religioasă a acestei zile, există și o serie de credințe populare care ne spun în mare parte ce să nu facem în ziua conducătorilor cetelor de îngeri, așa cum sunt cunoscuți cei doi sfinți în calendarul ortodox. Prin urmare, de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril sunt strict interzise îndeletnicirile casnice, iar cine nu ține cont de această regulă este sortit să aibă parte de mare chin înaintea morții. Și tot în credința populară se spune că în ziua de 8 noiembrie este bine să aprindem o lumânare pentru a fi călăuziți spre rai în ziua de apoi. Ziua de 8 noiembrie este totodată un hotar între toamnă și iarnă. Oamenii din popor cred că soția lui Skaraoski vrea cu orice preț ca iarna să se abată imediat asupra oamenilor, însă Mihail are rolul de a opri venirea bruscă a anotimpului rece.